Un cercetător rus a intrat într-o cameră unde se aștepta să-și vadă subiecții de testare umani în viață. În schimb, a fost martorul unei imagini desprinse din iad unde sufletele celor blestemați țipau de groază. Arăta de parcă diavolul în sine a fost în acea cameră. Chiar și cei ce au supraviețuit aveau membrele rupte și corpul vătămat până la extrem. Unii nu aveau degete, iar chipurile lor nu mai erau deloc umane. Ce este acest infern? Experimentul nu trebuia să decurgă astfel. Poate că da, mâncarea nu a fost prea grozavă, iar paturile nu au fost cele mai confortabile, dar să recurgă la canibalism pentru doar câteva zile nedormite, a spus cercetătorul terifiat. Acest scenariu de coșmar este desprins direct din faimosul experiment antisomn al Rusiei. Haideți să începem cu începutul poveștii și apoi vă vom spune ce credem noi despre adevărul din spatele acestui experiment care la prima vedere este îngrozitor. Dar nu uitați că ceea ce urmează să spunem este o poveste descrisă în mediul online și nu pe baza unor dovezi clare. Așadar, este sfârșitul anilor 1940, iar cercetătorii din era sovietică au creat un stimulent despre care ei credeau că pot ține o persoană trează și conștientă pentru o perioadă foarte lungă de timp, ceea ce este foarte util atunci când lupți într-un război, chiar și unul rece. În al doilea război mondial, germanii aveau propria versiune de stimulent, care era un formidabil derivat din metamfetamină numit pervitin. De asemenea, americanii și britanici își dozau în circumstanțe excepționale trupele cu benzedrină, un medicament pe bază de amfetamină care înlătura somnul și foametea temporar. Sovieticii urmăresc să crească potențialul acestor substanțe și să folosească propria versiune a acestui medicament, ale cărui efect nu va dura doar 3 zile. Au făcut ceva special, însă pentru început trebuia testat pe oameni. Acest lucru nu a fost tocmai greu din moment ce prizonierii de război erau din belșug în anii 1940, iar trecerea peste principiile și considerentele etice nu era o problemă în acea perioadă. Sovieticii au înființat o zonă de testare pentru 5 subiecți. Era un mediu închis în care cercetătorii au putut elibera stimulentul sub formă de gaz și să verifice în același timp nivelul de oxigen din încăpere. Subiecții au primit câte un pat de fiecare, însă fără lenjerie, mâncare uscată, apă curentă și o toaletă. Cercetătorii ascultau spusele subiecților printr-un microfon și cu ajutorul camerelor îi monitorizau live. Singurul loc conectat cu lumea din exterior era un hublou de sticlă antiglonț gros de 10 cm prin care de-abia dacă se putea vedea o umbră. Scena era pregătită, iar cei 5 bărbați păreau că sunt într-o stare de spirit bună în primele 3 zile. Stimulentul sub formă de gaz își face treaba, iar cercetătorii erau mulțumiți de acest lucru. Un cercetător i-a spus unui altuia: metamfetamina nazistă este o glumă ieftină, așteaptă numai până va descoperi întreaga lume ce am creat noi aici, tovarășul Stalin va fi foarte mulțumit. Subiecții au fost de acord să încerce să rămână treji pentru 30 de zile și au fost păcăliți că vor fi eliberați la sfârșitul acestei perioade. Ei au căzut repede în capcană pentru că libertatea era tot ce își doreau. Lucrurile au luat o întorsătură sumbră în jurul celei de-a patra zi, când subiecții au început să discute despre război și ororile pe care le-au văzut. Vorbeau despre traume, coșmaruri trăite și alte lucruri îngrozitoare la care au fost martori. A venit ziua 5, iar lucrurile s-au înrăutățit. Oamenii au început să arate primele semne de psihoză, vorbind cu ei înșiși și cu lucruri care nu erau prezente în încăpere. Au început să devină paranoici unul cu celălalt și șopteau în acele microfoane spunând povești despre ceilalți subiecți, acuzându-se între ei, însă cercetătorii cunoșteau totul despre privarea de somn și credeau că aceasta este cauza. După 5 zile fără odihnă, mintea unei persoane o poate lua razna. Halucinațiile pot părea reale și terifiante, dar cercetătorii se întrebau dacă acestea sunt cu adevărat cauzate de lipsa somnului sau este efectul gazului în sine. Suspiciunile că acestea erau efectele negative ale gazului au devenit solide în ziua 9, când unul dintre subiecți a început să țipe, urlând de teamă și alergând prin cameră fără motiv. A țipat atât de tare încât părea să-și fi distrus corzile vocale pentru că după câteva ore vocea lui era foarte subțire. Au mai trecut câteva zile și în cameră s-a instalat o tăcere stranie, iar bărbații nu puteau fi văzuți pe camerele de supraveghere. Cu siguranță erau în viață pentru că nivelul de oxigen din cameră indica faptul că 5 persoane respirau în acea încăpere, însă unde se ascundeau?
Cercetătorii nu voiau să oprească experimentul în acel punct, însă nu aveau de ales. Ei au spus în interfon: deschidem camera pentru a testa funcționalitatea microfoanelor, îndepărtați-vă de ușă, întindeți-vă pe podea cu mâinile la spate sau veți fi împușcați pe loc. Dacă respectați aceste instrucțiuni, unul dintre voi va fi eliberat. Însă vocea le-a răspuns în șoaptă și a spus: nu mai dorim să fim eliberați. Ce semnifica această conversație? Au primit prea mult gaz și au devenit dependenți? Cercetătorii le-au spus că nu pot face nimic decât să deschidă ușa. Ei au pornit sistemul de ventilație și au lăsat aerul proaspăt să înlocuiască rezidurile stimulentului. Cercetătorii au auzit în continuare cum oamenii țipau din nou din răsputeri, implorând să le fie dat mai mult gaz. Cu toate acestea, au deschis ușa în ziua 15 și, spre surprinderea lor, au văzut că unul dintre subiecți a decedat. Știți cum arată ce a urmat, pentru că am descris această imagine la începutul acestui videoclip, însă nu v-am spus ce s-a întâmplat imediat după descoperirea macabră a bărbatului canibalizat și a rănilor suferite de supraviețuitori. La o inspecție mai amănunțită, cercetătorii au văzut că rănile subiecților sunt foarte grave și arătau de parcă le-au făcut cu propriile mâini. Fiecare bărbat și-a smuls pielea de pe el, iar la prima vedere părea că organele lor vitale erau grav afectate. În plus, părea că bărbații au recurs cu entuziasm la canibalism. În acel moment, cercetătorii au chemat ajutoare pentru că nu îndrăzneau să se apropie de acești sărmani subiecți și au închis ușa în nasul bărbaților care cereau cu disperare acel gaz stimulent. Când soldații au ajuns pentru a ajuta la scoaterea subiecților din cameră, procesul de extracție nu a fost tocmai amuzant, pentru că aceștia au fost atacați imediat de cei patru bărbați rămași în viață, iar 5 soldați au murit, însă se spune că unii s-au sinucis după ce au văzut acea scenă terifiantă. Odată ce subiecții au fost scoși din camera de gaz, doctorii le-au injectat o doză suficientă de morfină pentru a adormi și un urs, însă bărbații încă se zbăteau precum niște bestii sălbatice. Unul dintre subiecți a pierdut prea mult sânge, iar inima lui a încetat să bată, dar continua să țipe după gaz, iar unul dintre doctori a suferit mai multe fracturi în timpul acestui spectacol macabru. Ceilalți 3 supraviețuitori au fost în cele din urmă sedați, legați de pat și mutați într-o clădire sigură. Cercetătorii vorbeau între ei spunând: acest lucru nu trebuia să se întâmple. Au urât să recunoască, dar poate că naziștii, britanicii și americanii au găsit formula medicamentului perfect. Chirurgii s-au apucat de treabă și au început să-i opereze pe bărbații afectați, însă unul dintre aceștia s-a trezit din anestezie și aproape a rupt curelele cu care era legat de pat, iar când doctorii i-au administrat încă o doză de anestezic, acesta a murit pe loc. Autopsia a arătat că avea 9 oase rupte, iar absolut toți mușchii lui erau rupți. Când au încercat să se ocupe de următorul bărbat, au decis că 2 morți erau suficienți și nu au mai folosit niciun anestezic. L-au bandajat bine, i-au cusut porțiunile perforate și i-au atașat grefe de piele unde a fost nevoie. Chirurgul conducător a spus că acest om nu ar fi trebuit să fie în viață după toate lucrurile prin care a trecut, dar și-a admirat propria muncă. O asistentă comenta despre faptul că bărbatul i-a zâmbit în timpul operației. Se întreba cum ar putea instinctele carnale ale unui bărbat să rămână funcționale după ce a trecut prin traume atât de mari. Bărbatul a început brusc să scoată un sunet șuierător, ca și cum ar fi vrut să spună ceva. Asistenta fiind pe fază, i-a înmânat un stilou și i-a pus o hârtie sub el. Bărbatul a scris: continuați să tăiați. Asistenta a spus că este un mare maniac și era fericită că nu i-a răspuns la zâmbetul cu care a flirtat. Cât despre celălalt maniac, acesta a râs precum o hienă pe timpul reconstrucției sale corporale. Spunea că vrea acel gaz bun și când a fost întrebat de ce, a răspuns că are nevoie să rămână treaz. Chirurgul se gândea că dacă acești bărbați sunt atât de porniți să se mănânce unul pe altul, nu poate avea încredere în ei. Apoi, un fost agent KGB a avut o idee excelentă, ceva ce în mod incredibil le-a scăpat tuturor. De ce să nu-i pună pe acești bieți oameni înapoi în acel gaz? Se pare că toate problemele au început când au fost scoși din el. Când se află sub influența lui, sunt în regulă, poate puțin agitați și paranoici, dar se poate rezolva. Odată readuși în gaz, erau foarte bine, dar ceva ciudat s-a întâmplat după aceea. Monitorul electroencefalografic arăta o activitate cerebrală nebunească, după care s-a oprit. Unul dintre ei a intrat în stop cardiorespirator, apoi a murit. Ultima lui expunere la acel gaz l-a doborât, sau cel puțin așa părea.
Ultimul bărbat s-a întors în camera de studiu în care se afla și cel aparent mort, iar alături de ei se aflau și trei cercetători. Dintr-o dată, unul dintre cercetători l-a împușcat pe conducător, iar apoi pe subiect, urmând să strige tare că el nu va fi închis acolo cu acele creaturi, întrebând pe unul dintre bărbați el ce este. Subiectul, care a fost împușcat, dar evident nu mort, i-a răspuns: "Ai uitat atât de ușor? Noi suntem tu, noi suntem nebunia care se ascunde în voi toți, implorând să fie liberă în fiecare moment, în cele mai adânci gânduri animalice pe care le ai. Noi suntem acel ceva de care te ascunzi în fiecare noapte în patul tău. Noi suntem ceea ce tu reduci la tăcere și paralizie în timp ce te duci către paradisul tău nocturn în care noi nu putem călca." Acela aproape a fost sfârșitul, dar cumva cercetătorul a tras un glonț în pieptul omului, ceea ce ar fi putut însemna că a încălcat jurământul lui Hipocrate ce cuprinde îndatoririle morale ale unui medic în exercitarea profesiunii sale, dar situațiile dificile cer măsuri dificile. Sfârșit. Așadar, multă lume pare să creadă că toate acestea chiar s-au întâmplat. Fără prea multă investigație, oricine poate spune cu ușurință, citind această ficțiune catastrofică, că a fost scrisă de cineva care are nevoie să-și îmbunătățească cunoștințele gramaticale. Nu doar atât, ci pur și simplu povestea nu are sens pe alocuri. De mai multe ori cineva moare, apoi revine la viață, dar noi nu credem că acest lucru este pus intenționat de către povestitor. Pe de altă parte, scriitorul spune că nivelul oxigenului indica faptul că bărbații erau în viață, iar cercetătorii știau acest lucru, iar apoi, în următoarea parte, spune că cercetătorii nu erau siguri dacă aceștia au murit cu toții. Nu cred că este nevoie să-ți spun că nu te poți automutila în cele mai macabre moduri și să te comporți de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Acești bărbați ar fi murit din cauza pierderii de sânge sau a șocului. Amintește-ți că ei au fost găsiți în acest fel și lăsați așa pentru ceva timp înainte ca soldații să ajungă. Ai putea spune că i-a ajutat gazul. Acesta a fost un experiment secret care a dat greș. Fiind intoxicați cu acel drog malefic, poate că bărbații au revenit din lumea celor morți în mod normal și și-au smuls pielea și chiar au flirtat puțin când dispoziția le-a permis să facă asta. Cum știm că această poveste nu este adevărată? Ei bine, mai este și problema ridicată de istoria înregistrată și știința plauzibilă. Nu s-a descoperit până acum niciun gaz care să poată ține oamenii fără somn timp de 15 zile. Să nu mai spunem faptul că îi transformă în zombii dezgustați de sine. Nicăieri nu există o poveste a experimentului decât pe internet, pe un site care este cunoscut pentru poveștile sale fictive și înfricoșătoare. Ar fi uimitor dacă un singur autor care scrie singur din camera lui ar avea acces la mai multe informații secrete decât CIA și decât serviciile secrete britanice. Spre deosebire de cele relatate mai devreme, soldații americani, britanici sau naziști nu au avut o soartă prea fericită după administrarea acelor suplimente ce le înlătura nevoia de a dormi sau a mânca. De fapt, mulți dintre acești soldați care au luptat în toată lumea au avut un sfârșit tragic din cauza privării de somn. Ofițerii le dădeau lucruri precum bomboane, dar nici măcar cel mai dedicat maniac malefic nu putea sta treaz timp de 15 zile, iar acei soldați amețiți rău probabil că au stat 3 pentru cel mult 24-36 de ore. Pentagonul chiar a făcut studii despre acest fapt și chiar dacă oamenii sunt forțați să stea 13 pentru mai mult de 48 de ore, ei ar deveni foarte înceți și complet nefolositori ca soldați. Ar face foarte multe greșeli, ceea ce nu prea se cuvine în război când trebuie să fii întotdeauna în alertă. Desigur, viteza i-a ajutat pe germani cu atacurile lor fulger, dar medicamentele trebuiau luate cu anumite precauții. Având toate acestea în vedere, rușii nici măcar nu au încercat acest experiment. Există ceva ce se numește sindromul Morvan, care poate cauza delir sever și insomnie foarte gravă, iar cei afectați pot avea o stare ca de visare, aceasta deoarece deși aceștia nu dorm, au parte de microsomnuri. În plus, nimeni cu această boală nu a încercat să recurgă la canibalism. Desigur, poate că un agent nociv împrăștiat într-o cameră plină de oameni îi poate ucide pe unii dintre ei, dar este foarte puțin posibil că ar putea să îi transforme în zombii dependenți de gaz. Nu există nimic în literatura științifică care să susțină ceva din acest experiment. Mai există un lucru care ar putea cauza pierderea masivă a somnului și se numește insomnie familială fatală, dar aceasta se transmite genetic și nu este cauzată de agenții din mediu și, din nou, nu face și nu va face vreodată pe cineva să recurgă la canibalism.
Pur și simplu, nu există nimic în această lume care să susțină povestea și chiar dacă ar exista, ne-am aștepta să apară în jurnale medicale înainte de a deveni un fenomen pe internet. Experimentul rusesc al privării de somn nu este o poveste rea în sine, dar putea să fie mai bună. Privarea de somn este de fapt o tortură care a fost folosită de către militari și poate înnebuni parțial o persoană. Totuși, în această poveste, când se adaugă gazul care dă dependență, reanimarea pur și simplu nu este credibilă. Dacă îți plac poveștile înfricoșătoare, scrie-ne în comentarii, suntem curioși să le aflăm și noi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!